Ludovic Orban dă vești bune românilor. Prim-ministrul a declarat într-o conferință de presă că populația României nu va mai intra în stare de urgență. Mai precis, a spus că momentan nu se discută despre posibilitatea de a izola pe român la domiciliu. Nu avem în discuții o astfel de eventualitate în momentul de față. Noi am adoptat un set de măsuri care țin cont de modul de transmitere a virusului și așteptăm să vedem eficiența acestor măsuri. Din punctul nostru de vedere, cu cât mai mulți români respectă regulile de protejare, de protecție sanitară, cu atâta viața poate fi mai normală. Totuși, acest lucru este posibil dacă măsurile impuse nu sunt respectate. Pentru a evita această situație, este important ca oamenii să poarte masca și să respecte distanțarea socială.